Ce voi apăsați? Dar nu trebuie să vezi. Bună ziua, domnișoarelor, doamnelor și domnilor. Începem prezentarea rezultatelor următorului barometru al opiniei publice. Proiect în cadrul programului realizat de Institutul de Politici Publice și finanțat de Fundația Soros Moldova. Programul este unul tradițional, îl realizăm la Institut din august 2000. Anul acesta, programul este unul mai, proiectul este unul mai special, suntem în preajma alegerilor, atenția mai deosebită. Însă noi nu am schimbat nimic din abordările tradiționale pe care le avem, în sensul că Institutul, în persoana jurului, de fapt, al acestui program, a elaborat conceptul, a propus ideile noi, întrebările noi în chestionar, după care, în urma unei licitații, o companie a fost selectată pentru a realiza chestionarea în teren. Acum, toamna, această companie a fost Civis și l-am pe directorul acestei, directorul executiv. Și eu sunt directorul executiv, la fel sunt în executiv. Directorul executiv acestei companii, domnul Ruslan Sințov. În conformitate cu legislația, trebuie să vă propun, să vă comunic, de fapt, informația prin sondaj. V-am spus deja că programul a fost finanțat de Fundația Soros Moldova și este finanțat de Fundația Soros Moldova deocamdată. Eșantionul 1109 persoane. Cu vârsta de 8 ani și mai mult, sondajul a fost realizat în 84 de localități. Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă a Republicii Moldova, de obicei cu excepția raioanelor de est a Republicii Moldova, eroarea maximală fiind de 3%. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie 13 noiembrie. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenților, în limba română sau rusă, la alegerea respondenților. Structura eșantionului corespunde, în general, cu datele statistice, cu structura populației, cu excepție, abateri sau înregistrat la structura pe sexe, pe gen, în sensul că sunt suprareprezentate persoanele de gen feminin și pe grupul de vârstă 8-44 de ani. În consecință, datele au fost ponderate, eroarea, diferența între datele ponderate și cele neponderate nu depășește la niciodată dintre băi 60%. Trebuie să luăm cont și de lucrul ăsta. Cauza noastră, cunoașteți foarte bine, este faptul că avem mulți migranți plecați din țară, dar care sunt într-un fel sau altul înregistrați de Biroul Național de Statistică, cu atât mai mult că ei sunt pe lista de votanți, sunt alegători. Deci, mai des încă o dată, noi ne străduim să păstrăm un nucleu permanent, constant al acestui sondaj, al barometrului, și adăugăm întrebări în funcție de ce se mai întâmplă prin țară, în funcție de ce mai decide juriul. Și aceste întrebări noastre o să le regăsiți în sondaj. Eu o să formulez mai puține din ele, pentru că nu prea avem timp, dar aș prefera să răspundem la întrebările noastre. Cum ziceam, sunt întrebări tradiționale pe care le formulăm din sondaj în sondaj. Una din aceste întrebări, și cred că prima întrebare din sondaj, este cum credeți încotro merg lucrurile în țara noastră, într-o direcție bună sau greșită? Direcția este bună, spun 34% în acest sondaj, acum toamna, și direcția este greșită, spun 61% din respondenți. Să vedem cum evoluează răspunsul la această întrebare. Dacă ne uităm peste răspunsul la această întrebare, începând cu februarie 98, dacă reușiți să vedeți.
De când a fost pentru prima dată formulată această întrebare într-un barometru realizat atunci de Fundația Soros Direct, nu de institut, iată cam așa variază răspunsurile acestei întrebări. Cu roșu sunt răspunsurile direcției greșite și cu albastru direcția este bună. Observați că în comparație cu aprilie 2013, am închis aici un pic datele, avem ceva mai bună situație. 61% în comparație cu 84%, când noi aveam atunci un fel de record în aprilie 2013. Lumea decepționată. Acum situația parcă s-a mai îmbunătățit. Lumea consideră că țara se mișcă într-o direcție corectă, bună, în mult mai mari proporții decât, spre exemplu, un an și ceva în urmă. O întrebare care începe să devină tradițională. Este glumă ce organizăm prima sesiune tradițională noastră. Întrebarea aceasta de conformare mai multe sondaje. Ce se întâmplă în general în lume? Lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită? Direcția este bună, în general, lume consideră 38% din cetățeni și direcția este greșită, consideră 51% din cetățeni. Adică, în general, lucrurile în afara țării merg mai bine decât în țară. Poate de-aia l-am zis în afara țării. Iată cum au evoluat răspunsurile la această întrebare. Când, din noiembrie 2012, când am formulat-o pentru prima dată, direcția este bună, vedeți partea stângă a mea a graficului și a dumneavoastră de asemenea, consideră 38% din cetățeni, direcția este greșită 51% și dacă comparați, vezi că lucrurile parcă se îmbunătățesc în general în lume, că consideră cetățeanul nostru. Să aprofundăm nițel această întrebare în câteva întrebări care urmează, pentru că, în general, cetățeanul o să ia decizie în funcție de ce se întâmplă, sigur, că aici, la noi, în țară. L-am întrebat cum aprecia situația economică a Republicii Moldova comparativ cu cea de acum un an. Puțin mai bună și mult mai bună consideră 28% din cetățeni. Deci acum este mai bine decât un an în urmă, 28%. Mai prost, 27%. Și 43% consideră că lucrurile nu s-au prea schimbat timp de un an de zile. Dar cum credeți că veți trăi peste un an? Cum va fi situația economică peste un an? Puțin mai bună și mult mai bună, consideră drept 39% din cetățeni, adică dacă ne uităm la cei 28 care consideră că acum este mai bine decât anul trecut, iată că mai avem încă 11% din cetățeni mai optimiști, care consideră că peste un an vom trăi mai bine, mai prost consideră că vom trăi, adică situația economică și mai proastă, consideră 17% din cetățeni și 29% sunt mai conservativ. Zic că lucrurile nu se vor prea schimba. Cât de mulțumit este cetățeanul de situația economică de acum de Republica Moldova? 7% sunt mulțumiți. De fapt, foarte mulțumit nu-i niciunul, 0%. Dați-vă bara de jos și doar 7% destul de mulțumit. De fel, mulțumiți și nu prea mulțumiți, 25 plus 37 sunt 62% din cetățeni care nu sunt mulțumiți de situația economică de astăzi de la noi în țară. 62%. Corelează cu, foarte bine cu acei 61% care consideră că lucrurile în țara noastră merg într-o direcție greșită. Situația este proastă, lucrurile merg într-o direcție greșită. Aceste date vor forma împreună cu alți factori, desigur că, dar am considerat că acestea sunt destul de importanți, vor forma opinia cetățeanului. Acum eu vreau să amintesc dumneavoastră despre un indice pe care l-am calculat prima dată, cred că prin 2007, da, domnul Jugău, și anumit indice al stabilității politice. Noi avem un sondaj, două întrebări. Alegerile în Republica Moldova sunt libere sau corecte? Da? Nu? Cetățeanul trebuie să răspundă. Calitatea alegerilor.
Republica Moldova este guvernată de voința poporului, da sau nu? În funcție de răspuns la aceste întrebări, respondenții s-au împărțit în patru grupuri, în afară de cei care nu știu că i-am scos, da? Aceia care consideră că alegerile sunt libere și corecte și că Republica Moldova este, este guvernată de voința poporului. Da, 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 știi? Acei care consideră că deși alegerile sunt libere și corecte, totuși Republica Moldova nu este guvernată de voința poporului. Da, nu. Acei care consideră că alegerile sunt, care nu consideră că alegerile sunt libere și corecte, dar totuși că Republica Moldova este guvernată de voința poporului, nu? Nu, da? Și acei care consideră lucrurile proaste, nici alegerile nu sunt corecte și libere și nici țara nu este guvernată de voința poporului. Aceste patru grupuri au fost numiți de Gallup International, care au propus aceste nici stabilitate politică. Da, da, sunt pilonii democrației, dadaiști. Și alegerile sunt corecte și țara este guvernată cum trebuie. Da, nu sunt dezamăgiți, alegerile au fost corecte, dar după aia lucrurile s-au stricat. Nu sunt nemulțumiți, nici corecte, nici țara nu viorată de voința poporului. Și grupa al patrulea, spectatori, care, deși alegerile nu sunt libere și corecte, totuși țara este guvernată de voința poporului, consideră ei. Au fost numiți spectatori acești cetățeni. Dacă măsurăm volumul acestor grupuri, adică procentul din respondenți, care sunt pilonii democrației, dezamăgiți, nemulțumiți spectatorii, indicii stabilității politice după Gallup International, sunt pilonii democrației plus dezamăgiți, minus nemulțumiți. Dacă lucrurile sunt ideale, toți ar trebui să fie dadaiști. Așa e? Guvernarea asta, alegerile sunt corecte și țara este condusă bine, într-o democrație ideală. Cred că nu se întâmplă așa. Iată cum stau lucrurile astăzi, acum, la noi, în Republica Moldova, privind acest indice al stabilității politice. Avem 61% de nemulțumiți. Foarte mulți. Vedeți bila roșie, mingea roșie din colțul stânga-jos. Aproape 20% dezamăgiți, doar 16% pilonii democrației care consideră că da, alegerile corecte și țara e guvernată de voința poporului. Și 3% jumate din spectatori. Dacă facem calculele respective, obținem că indicele stabilității politice la nivel național este minus 26. Adică dezamăgiți plus pilonii democrației, minus nemulțumiții sunt 26%. Potențial, asta ar putea demonstra că există un grup care ar putea și protesta eventual, dacă lucrurile se înrăutățesc. În general, este un indice care caracterizează stabilitatea politică. În spațiul urban, situația este mai proastă, indicele ăsta este minus 30%. Și în spațiul rural este minus 22,3%. Lumea mai calmă. Luboriel, chestii. Deci ăsta este un indicator care ne va, probabil, va putea să ne explice și opțiunile cetățeanului atunci când ia deciziile respective. Am format o întrebare care mai figurat și alte întrebări. Spațiul informațional și sursele de informare probabil influențează în mod important decizia cetățeanului. Dumneavoastră știți și eu nu am mai adus datele, dumneavoastră aveți aici în caietal. Televiziunea este sursa cea mai importantă de informare a cetățeanului. Aveți încrederea, sau de unde se informează cetățeanul ca și canale de televiziune. O să vedem aici, dar din sursele externe de informare. Cât încrederea ai în mass media din Moldova, Uniunea Europeană, România, Rusia. Astea sunt în fond sursele, așa, cele mai importante. Deci, vedeți, încredere oarecare și foarte multă încredere este partea dreaptă a acestui grafic. Deloc încredere și nu prea încredere, partea stângă a acestui grafic. Deci,
mare încredere în sursele de informare din Republica Moldova. 63% din cetățeni au încredere în sursele de informare din Republica Moldova. Pe locul 2 stau sursele de informare rusești. 39 plus 15 sunt 54% din cetățeni care au foarte multă și multă încredere în aceste surse de informare. Urmează surse de informare din România, 41% și în Europeană 40%. Este interesant să ne uităm și partea stânga graficului, deși nivelul de neîncredere este mai mic în surse de informare decât nivelul de încredere. Totuși, o să vedeți că surse de informare românești au un rating negativ mai mare decât cel pozitiv. 46%, 41%. În rest, există o balanță și nivelul de încredere este mai mic decât nivelul de încredere. Și acum să vedem factorii ăștia, cum influențează asupra unor decizii pe care le ia cetățeanul. Pentru că, cel puțin eu așa cred, dar în cercul ăsta nostru închis și de parte de cultură al comentatorilor politici, ajungem la concluzia că alegerile din 30 noiembrie vor fi o foarte mare măsură, nu politice, ci geopolitice, cu părere de rău, cu părere de rău. Deci am considerat că răspunsul aceste întrebări sunt importante. Ce direcție strategică susține cetățeanul nostru? Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la drepturile cu ultimul lor în Europeană, pro sau contra? Pentru ar vota 44% de respondenți, contra 35%, în rest nu ar participa, nu știu, nu s-au decis sau nu au vrut să răspundă. Deci, 44% pentru Uniunea Europeană și 35% contra. Practic este balanță pozitivă. Într-un fel, dar dacă întrebăm pe cetățeni aceeași întrebare vis-a-vis de Uniunea Vamală, răspunsul sunt următoarele. 47% deja ar susține integrarea Uniunea Vamală și 29% ar vota contra integrarea Uniunea Vamală. Restul fiind indecis, nu este pe negru și nu se vede din negru, scris pe negru. Însă dacă rugăm cetățeanul să decidă între astea două opțiuni în același referendum, ceea ce nu se întâmplă pentru că legea nu ne permite, trebuie să fie doar o singură opțiune, dar noi în sondaje nu putem permite să trebuim orice. Dacă totuși ar trebui de ales în cadrul unui referendum între aderarea la Uniunea Europeană sau la Uniunea Vamală, 39% ar opta pentru Uniunea Europeană, 43% pentru Uniunea Vamală, alții câțiva nu ar participa sau nu știu cum să voteze, nu sunt deciși. Acestea sunt opțiunile geopolitice ale cetățenilor. Care sunt repercusiunile opțiunilor geopolitice, mesajelor promovate de politicieni, surselor de informare, situații economice, asupra ratingului politicienilor, partidelor și opțiunilor de vot? Sunt următoarele câteva întrebări la care vom încerca să răspundem. Întrebare liberă. Care este personalitatea politică din Republica Moldova în care dumneavoastră aveți cea mai mare încredere? Este întrebare deschisă. Cetățeanul numește politicianul personalitatea politică. Vă atrag atenție. Domnul Boroane stă pe primul loc cu 10%, domnul Leancă pe locul 2 cu 8%, Marian Lupu 7%, Renato Usate 7%, Vlad Filat 5%, Igor Dodon 4%, Dorin Chirtoacă cu 3%, Mihai Ghimcu cu 2%, și urmează cu 1% Igor Corman, Nicolae Timofte și Sergiu Mucan. Alte personalități care au sub 1% în total, 2%. Nu am încredere în nimeni, 23%, un procent foarte mare. 16% nu au știut să numească în cine au încredere. Asta ar însemna că, de fapt, nu cunosc niciun politician mai degrabă decât
nu am încredere în nimeni. Pentru că zic că nu am încredere în nimeni. Toți nu știu să răspundă și încă 10% nu au răspuns. Deci, 49%, aproape jumătate din cetățeni, fie într-adevăr nu au încredere în nimeni, fie nu cunosc, nu știu în cine ar putea încredere. Evit. Întrebarea închisă. Câtă încredere aveți în următorii politicieni și respondentului i s-a oferit o listă de politicieni selectată, formulată de către juriul proiectului, de către juriul, urmărit cu anumite criterii. Cât încredere aveți în următoarele personalități? Dacă uitați partea dreaptă, este nivelul de încredere. Domnul Leancă stă pe primul loc cu 42%. Urmat de Dorin Chertoacă cu 35%, Marian Lupu cu 33%, Renato Usată cu 31%, domnul Voronin cu 31%, domnul Felat 26%, Nicolae Timoche 25%, Igor Corman 24%, Igor Dandon 22%, Mihai Dincu 20% și Sergiu Mocan cu 12%. Dar încredere în partide politice? Cât încredere aveți în următoarei partide politice? Am întrebat cetățeanul. Iată cum a răspuns, respondența. 32% au încredere în PLDM, aceeași 32% în PD. S-a angajat unul din preferințe politice, pur și simplu chestia de 10% și de-aia PLDM este puțin mai sus. Da. Pe CRM cu 31%, pe locul 3, PLE pe locul 4 cu 23%, Partidul Socialiștilor 21%, Partidul Patria iarăși 21%, Mișcarea Populară Antimafie cu 12%, Socialdemocrații cu 10% și Liberali Reformatorii cu 9%. Lista a fost formulată de juriu, proiect, programului, nu de cetățean, nu cetățeanul ales. Cu atât s-a propus această listă, încredere în aceste partide politice. Cum era și de așteptat, partea stângă a graficului, nivelul de încredere este mult mai mare decât partea dreaptă a graficului. Chiar și cel mai de încredere partid cu 93 PLDM-ul sau PLDM-ul se bucură, între ghilimele, sigur că, de neîncredere masivă a cetățeanului, care variază de la 60% pentru PLDM, 60% PDM, până iată cu 45, 97, 72% pentru PLR. Dar este mare și procentul celor care nu cunosc partidul respectiv. 11% nu cunosc, dacă mă uitați pe extrema stângă acest grafic, 11% nu cunosc partidul respectiv, ca și Partidul Patria cu 12%, sau Mișcarea Populară Antimafia cu 17%. Înainte de a întreba participarea la alegeri, opțiuni electorale, am formulat o întrebare așa, de probă, ca zic așa, în principiu, că sunt probabilitate că veți vota pentru următoarele partide. Adică nu dacă veți vota în principiu, sigur sau nu, dar așa, probabil, foarte probabil, sunt probabil deloc probabil sau nu știu unde răspund. Deci, pe locul peste PLDM, cu 25% din respondenți care au zis că probabil sau foarte probabil au dat pentru acest partid, pe CRM cu 24%, pe DM cu 23% și așa mai departe. Aici cetățeanul a ales pentru fiecare partid să-și spună opțiunea. Nu că votează pentru acest partid, dar cât de probabil că vei vota pentru PLDM sau pentru PCRM sau pentru PDM, etc. Adică, dacă doar procentele din partea dreaptă, nu 80%, ci mai multe sute. Și partea stângă sunt opțiunile puțin probabil sau deloc probabil că voi vota pentru acest partid. Această întrebare este într-un fel mai moale decât pentru ce partid vei vota sau pentru ce pe partid nu vei vota în niciun caz. Soft rating. Un fel de soft rating. Soft rating. Soft rating. Și acum să încercăm să vedem în ce măsură
factorii despre care am vorbit, situația economică, sursele de informare, orientare geostrategică, determină și opțiunile de vot. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, dumneavoastră v-ați duce la vot, absolut sigur m-aș prezenta, au zis 54% de respondenți, alții 22% au zis sigur m-aș prezenta, 14% probabil se vor prezenta, 5% probabil nu, 3% sigur nu, și încă 2% nu au știut sau nu au știut să răspundă, 1% nu știu, altul nu au știut să răspundă. Întrebarea asta este tot un fel de soft întrebare. Nu zicem da sau nu, vei participa sau nu aici. Nu știu, ce ne știe. Ce se întâmplă în ajungul aici, sunt chiar în dimineața alegerilor, dacă ninge prea tare sau plouă sau ce dispoziții ne are cetățeanul. Deci acestea sunt opțiunile cetățeanului. Observați că aici, dacă adunăm 54 plus 22%, primele două variante de răspuns din meniu, obținem 76%, o rată foarte înaltă participare la vot. Probabil o parte din cei care au zis că sigur m-aș prezenta totuși, nu se vor prezenta. Însă aici trebuie să mă ținem cont de lucruri pe care eu tot mă străduiesc să le formulez în fiecare prezentare a sondajului nostru. Sondajul este realizat doar pe populația care de facto este acum prezentă în Republica Moldova. Deci nu acei care au emigrat, temporar sau permanent, care sunt plecați, temporar sau permanent. Numai cei care sunt astăzi pe loc aici, în Grăhia. Deci participarea la alegeri nu corespunde, principial nu poate să corespunde cu procentul pe care îl dă Comisia Federală Centrală. Pentru că ea are la numitor, dacă vă amintiți matematica, numărul total de alegători, inclusiv a cei care sunt plecați. Deci, în parte, numărul de alegători real care au participat, la numărul total, inclusiv a cei care stau 10 ani sau 20 de ani undeva și doar au cetățenie. Dar în liste sunt ok. Pentru ce partid ar opta cetățeanul dacă alegerile vor avea loc duminică viitoare? Deci 14% liberal-democrații, 14% comuniștii, 12% Partid Democrat, 8% Partidul Politic Patria, 7% socialiștii, 7% liberali, 2% antimafia, după care urmează câte 1% Partidul Comunist Reformator, iată apare. Și blocul electoral, scuze rog, nu mi-am trecut aici, dar legea Moldovei Uniunea Vamală, de numirea acesta. Alt partid de-am adunat pe toți aia care au sub 1% și au adunat într-un 2%, niciunul, voi strica buletinul din vot, a zis 1%. Răspunsul ăsta nu i-a fost sugerat respondentului, doar dacă el a spus această opțiune, atunci operatorul a notat-o. Deci el nu a primit în fișă lista, opțiunile în care să fie scris că voi strica buletinul din vot. 4% au zis că nu ar vota, asta corelează cu cifra din întrebarea precedentă, iar 27% nu au știut să răspundă. Deci, în fond, este încă foarte mare procentul celor indeciși. Deci 27% nu au știut pentru cine ar putea vota. Plus 4% care au zis că nu ar vota, 31% plus 1% care strică buletinele, 32% sunt dată cam cetățenii noștri care fie că nu știu pentru cine ar opta, fie că nu vor vota. În sondajul acesta, în acest sondaj, juriul a decis la propunerea colegilor de la Civie Saxă să încerce să forțeze cetățeanul să forțeze indecișii totuși să-și exprime opțiune. Nu înseamnă că am stat cu bâta asupra lui, dar întrebarea asta că a proficat așa. Dacă nu ai decis, nu ați decis pentru cine veți vota. Rugăm totuși să indicați 2-3 partide politice din care probabil veți alege cu cine să votați. Deci aici, iarăși încă o dată, dacă o să uitați la procente, atenție, cetățeanul trebuie să aleagă 2 sau 3 partide pentru care, 2 sau 3 partide pentru care, în principiu, ar putea să voteze, dar încă nu știe.
Spre exemplu, cei orientați pro-european, probabil, ar putea alege între cele 3-4 partide care sunt declarat pro-europene și au mai participat și la guvernarea europeană în ultimii 5 ani de zi. Spre exemplu. Iată cum stau aici răspunsurile. Liberal-democrație cu 13, democrație cu 13, patria cu 11, socialiștii cu 10, comuniștii 8, liberalii 7, comuniștii reformatori 4, urmează 2% candidat independent, după mai înainte Mișnau Păreau, alegerea Moldovei Uniunea Vamală, etc. Și încheie lista Partidul Popular Creștin și Democrat cu 1%. Acum eu o să vă aduc niște cifre peste care trebuie să vă uitați foarte atent și cu precauție și să criticați. Împreună cu colegii la CBSAC și colegii de la CIVIS am încercat să, nu vreau să zic să ne jucăm, dar am încercat într-adevăr să analizăm răspunsurile puțin mai în profunzime și să facem o pseudoprognoză. Atenție! Această prognoză este dată în următoarele condiții și trebuie analizată în următoarele condiții. Dacă nimic nu se schimbă până la sfârșitul campaniei electorale, 2. Această prognoză nu include votul diasporii. 3. Această prognoză nu include nici într-un fel comportamentul concetățenilor noștri din raionele de est ale Republicii Moldova, care, teoretic vorbind, ar putea fi într-un fel, li s-ar putea recomanda așa mai insistent să participe într-un fel la alegeri și să voteze într-un anume fel. Deci sunt câțiva factori. Și dacă nu se întâmplă nimic extraordinar aici în interior. Nu știu, gen, ce ar putea să întâmple aici? Gen, telice, linge. Da, sau gen cineva din candidați cu o rating înalt, la un moment dat ar putea zică, domnilor, nu-mi permite obrazul să participe la alegeri, este și eu îmi dau demisia, ies din alegeri și nu mai vreau să mai... Mă duc la mănăstiri. Mănăstiri sunt multe și deci, pe ce s-a bazat această prognoză, zic încă o dată? Pe opțiunile respondenților deciși. Dacă este decis, el știe pe ce să voteze, lui, acestor respondenți, în modelul, în formulă, li se acordă ponderea maximală. Dacă vă amintiți, în prezentările trecute, noi lucram numai pe cei indeciși și împărțeam pe toți cei indeciși proporțional cu opțiunea decișilor, ca și cum dacă un partid a luat 50%, el ia și 5% din indeciși, ceea ce nu este întotdeauna așa. 2 opțiunile celor indeciși, dar care în întrebarea despre care v-am vorbit, dacă poate totuși vă mai gândiți și vă alegeți 2-3 partide pentru care ați putea să votați, de acolo s-au luat o parte din respondenți. Opțiunile celor indeciși cu totul, care sunt indeciși, nu au vrut să răspundă nici într-un fel, dar care ar participa la alegeri, ei au fost repartizat proporțional cu celelalte opțiuni. Rata participării în sondaj, eroarea sondajelor, însă eroarea nu 3%, dar eroarea calculată conform exact care este funcție de frecvență. N-am mai scris eu aici, dar opiniile unor experți, tendințe în alte sondaje. Experiența precedentă, deci lucruri care pot fi formalizate mai greu, dar care, iată așa, pot influența. Deci, încă o dată, aceste cifre nu sunt decât un produs al, cum s-ar chema asta, pur irațiuni. Noi să ne mai jucăm cu cifrele, mai luăm în considerație și alte, dar pentru că am fost cam constrânși de timp, n-am mai reușit să mai propunem și alte modele. Deci, dumneavoastră să vedeți aici, iată la ce concluzie am ajuns noi. O posibilă distribuție a mandatelor în Parlament. Cu roșu, minimum ce ar putea lua partidul, cu albastru, maximum ce ar putea lua. Vezi că diferența între mine și maxim este 1, da?
am fost foarte așa dur cu partidele. Pe DM 14-15, pe PL 10-11, pe CRM 30-30, pe LDM 22-24, pe CRM 10-11 și Reus, pardon, Partidul Patria, Renato Usatei, 13-14. Singura dată, noi vom mai construi și alte modele, am început să le facem și alte calcule și cifrele sunt substanțial diferite. Dar așa este cu prognoza. Vă amintiți ce spunea Cernomâr din Răposatul, da? Este foarte ușor să faci prognoze, în special despre trecut. Și de-ată după alegeri și noi îți putem face, explica foarte ușor în baza sondajelor de ce anume acele rezultate ale alegerilor observat. Posibile concluzii din acest exercițiu al nostru. Este mai puțin probabilă o coaliție din partidele pro-europene care au fost la guvernare. Adică, dar, atenție încă o dată, zic. Concluziile care se bazează în exclusivitate pe ceea ce avem noi până astăzi. Până astăzi ce avem. Mâine s-ar putea întâmpla, zic încă o dată, cineva să iasă din campania electorală sau din contra, să obțină finanțe suplimentare și să extindă campania electorală, să facă mult mai agresivă, nu despre cineva pe listă. Cineva bun pe listă, uite cât persoane bune sunt aici și nu se regresesc nici într-o listă, da? Și chestii din astea. Să mai întâlnești cineva. Zic, eu încă o dată, este important ce o să facă diaspora, este important ce o să facă concetățenii din stânga Nistrului. Da, mai apar o fotografie gen Putin, cineva de aici, știu, Putin. Sau Iohannis cu cineva. Iohannis cu cineva, nu știu. Ok. Ar trebui să ne gândim eventual la o coaliție largă cu participare, spre exemplu, pe CDM-ului, coaliție, să zicem, Salvare Națională, nu Salvare Națională, Unitate Națională, o coaliție care ar asigura stabilitatea politică pentru următorii 6 ani. Pentru că dacă peste 2 ani nu avem președinte, o să avem iarăși alegeri anticipate, care iarăși o să ne arunce înapoi în modernizarea țării, în avansarea țării. O să ne arunce înapoi. Deci avem nevoie de ceva care ar dura 4-6 ani de zile, nu să obțin stabil. Sigur că scenarii gen, dacă vin alianțe pro-est la guvernare, domnul președinte ar putea forța alegerile anticipate, pot fi analizate. Eu cred că însă lumea nu are nevoie, cetățeanul nu are nevoie de asemenea scenarii, cetățeanul are nevoie de stabilitate pentru următorii 4 ani de zile, cel puțin. Ok, astea fiind spuse, suntem la dispensiunea noastră, am alături pe domnul Virel Șpotaru, care este coordonator al acestui proiect, cu experiență bogată în sondaje, așa. Și domnul Vila Malcoș, care este membra juriului al acestui proiect al nostru, iarăși un sociolog bine cunoscut al Republicii Moldova. În sală, domnul Victor Ciobanu, membru al juriului, care a întârziat și da, este acolo și nu aici, dacă vinea mai devreme, eu te-am aici. Colegii noștri de la CBS AXA, cu care am conlucrat în elaborarea acestui model, domnul Ion Jăgău și domnul Vasile Cantajis, ascultă-vă-mi și unde spate este, da? Vă rog să adresați întrebări, suntem gata să răspundem la întrebările noastre. Chiar posibil sau puțin probabil să se formeze o coaliție între partidele politice care au fost anterior la guvernare, dar PCRM ar fi posibil să facă acest lucru, cine? Deci, acum ca să fiu corect, la data de 13 noiembrie, când s-a terminat colectarea datelor în teren, probabil partidele pro-europene aflate până acum la guvernare ar întâmpina dificultăți în a forma o coaliție. Când am vorbit despre o alianță mai largă, m-am gândit la personal, pe CRM, pe LDM, pe DM împreună, o alianță, o coaliție care ar putea asigura stabilitatea, inclusiv prin alegerea președintelui.
În ce măsură Partidul Comuniștilor este gata să susțină modernizarea Republicii Moldova în baza principiilor europene? În pofida unor declarații ale domnului Voronin privind renegocierea acordului de asociere, o clauză în acord de asociere, privind necesitatea restabilirii relațiilor cu Rusia și dacă ele nu se restabilesc, nu are rost progresul spre Uniunea Europeană. Deci, în pofida acestor declarații, eu personal cred că Partidul Comuniștilor trebuie să fie interesat și poate fi interesat într-un parcurs european al Republicii Moldova și de ce ar putea participa la guvernare într-o coaliție mai largă, o coaliție de unitate națională. Dar o eventuală coaliție între forțele de stângă, pe CRM? Deci noi trebuie să analizăm și un asemenea scenariu, dar pe CRM împreună cu Patria și pe CRM ar putea forma în acest model o coaliție care așa numită de stânga, deși, încă o dată, eu nu cred că PSRM este de stânga, precum nu cred că nici PSRM este de stânga. Pentru că Reul, Partidul Patria nu este de stânga. Dar nu este divizarea asta foarte incorrectă, de fapt. Stânga înseamnă că e spre est, dreapta înseamnă că e spre est. Și aș prefera să avem un partid de stânga spre vest orientat și ca să avem și partid de dreapta spre est. Deci, teoretic s-ar putea întâmpla un asemenea scenariu, o asemenea coaliție, dar iarăși să ne amintim declarațiile domnului Voronin, care a intrat nouă dată că nu poate forma coaliție cu domnul, cu socialiștii. Domnul Cibotaru? Da, eu aș vrut la această întrebare să adaug o proprie observație. Când o analiză comparativă pentru motivele principale în care s-au votat în alegerile prezidențiale și generale din Ucraina și în alegerile prezidențiale recente din România, se vede foarte clar că, în mare parte, electoratul acestor țări a votat nu calități, nu partide, ci ideea națională. Și atât dacă partidele vor reuși să formuleze această idee națională, ideea națională este una în toate trei părți, brăzăcă, deci coagularea acestui efort reformator, folosind instrumentele asocierii și membership-ul, în cazul României, la Uniunea Europeană. Aderarea la o organizație, deci nu este o idee națională, este totuși un instrument. Deci, dacă partidele vor reuși să coaguleze acest mesaj și dacă acest mesaj va avea o viață extra partide, înseamnă că atunci votarea poate să se manifeste inclusiv și în rezultatele acestor alegeri și respectiv în coaliția care poate fi formată. Nu contează cine vor fi elementele, contează ideea națională. S-a votat sau nu? Domnul Jugău, la microfon dacă vreți aici. O mică observație. În principiu este posibil varianta de stânga de coaliție. Da. Atunci ei nu vor asigura stabilitatea pe viitor. Deci, oricum, atunci vom avea alegeri anticipate. Dacă în primul caz, care a spus domnul Barbaroșie, noi putem evita alegeri anticipate. Deci, de fapt, orice sistem, noi, Republica Moldova, nu prea corespundem teoriei sistemelor. Deci, orice sistem tinde spre starea sa de echilibru, deci spre stabilitate. Noi, de fapt, nu respectăm această axiomă a teoriei sistemelor. Din cauza aceasta, eu aș spune că e mai probabilă o coaliție largă, fiindcă atunci inclusiv sistemul ar trebui să impună guvernarea spre stabilitate. Domnul Brașov, referitor la mandate, care a fost procedura de calcul a mandatelor și de ce întrebare ați mers? De asta, când ați intrat în sală? Mai devreme. Dar am fost în momentul ăsta. Ați mers pe întrebare deschisă, în sens că cu ce partid ați vota sau... Uitați-vă acolo. Deci aici sunt câteva principii puse la baza acestei prognoze. Opțiunile respondenților deciși, cei care știu pentru cine vor vota. Opțiunile celor indeciși, dar noi am avut o întrebare mai înainte. Poate totuși vei alege două, trei partide pentru care vei vota.
opțiuni celor care nu au răspuns nici la această întrebare, ei au fost repartizați proporțional. Rata participării exprimată în sondaj, mai înainte, în altă întrebare, eroarea sondajului, așa, opiniile experților care s-a formulat această prognoză, a formulă, tendințele existente în alte sondaje. Chiar am uitat să spun, chiar ce se numește efectul Bradley, dacă mai țineți minte ce este el, chiar și efectul Bradley, și celălalt l-am luat în considerare. Și încă o dată, repet, ăsta este un exercițiu, noi... Simulare. Noi încercăm să dezvoltăm și alte metode de prognoză decât sondajul direct. Sondajul nu este o prognoză. Alte întrebări? Vă mulțumesc foarte mult. Sondajul va fi plasat imediat după conferința de presă pe site-ul nostru. Puteți să-l trageți de pe site. Și mai aveți? Și baza de date de asemenea. Puteți să trageți și baza de date și lucra mai mult și mai în profunzime cu prognozele. Vreau să